Florin Câ public un document incendiar, de ce l-a chemat Liviu Dragnea la ordin pe Ion Umia. Este inadmisibil ce ni se întâmplă. Senatorul PNL Florin Câcu, presubliniere din Telecomisiei Economice din Senat, vine cu un document incendiar privind practicile ANAF, sublinierea și subordonarea acestei instituții față de actuala guvernare. El a publicat miercuri, pe pagina sa de Facebook, un extras care arată ce lucrătorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală ANAF au avut, în 2017, 5 suplimentari de amenzi pentru persoane fizice și juridice. Alert, ministrul Justiției a făcut marele anun, când îi va prezenta premierului Dencil sesizarea făcut la CCR în cazul lui Covesi. De ce l-a chemat Liviu la ordin pe Ionut Misa? Este inadmisibil ce ni se întâmpla. Ticalosia și ipocrizia PSD nu au limite. Îl aduceți aminte pe Liviu Cat de Grijuliu, era fata de cetatenii Romaniei abuzati de ANAF. Asta este ca să vă aduceți aminte. Constat ce inspectorii fiscali care controlează firmele sunt tributari unei mentalități de tip sovietic, de genul chiar dacă e în regulă, înghițim noi ceva. E inadmisibil ca inspectorii fiscali să aibă norm la amenzi, cum reiese din circulara ANAF trimis recent către direcțiile județene de finanțe. Liviu Dragnea a amintit cu nerușinare. Documentul pe care urmează să vi-l prezint demonstrează ticalosia de care Liviu și PSD sunt în stare. De un an de zile vă spun de atacul asupra mediului privat. Astăzi pot dovedi aura lui Liviu, fata de mediul privat, fata de persoanele care muncesc cinstit în România, este nemarginită. În foto alăturat extrasul care ne interesează din document. Documentul este un raport anual al ANAF. La pagina 12 în acest document este dovada că Liviu Dragnea și PSD, deși au tot dezmintit, au început o vânătoare organizată în cel mai mic detaliu, inspirată din regimul sovietic, a cetatenilor și companiilor private pentru a colecta mai mulți bani la buget. În acest raport scrie negru pe alb un lucru incredibil pentru noi cei care luptam zilnic pentru a opri abuzurile statului, un stat minimal sine intervenționist. Lucratorii ANAF. Atenție aici, unde au avut în 2017 tinta suplimentară de amenzi pentru persoane fizice și juridice. Suplimentarea, peste planul inițial. Pentru 2017 tinta suplimentară pentru fiecare inspector ANAF a fost de a aduce 3,3 milioane lei în plus de la persoane juridice și 650 de mii lei de la persoane fizice, F8 și F9 în tabel. Iar aici trebuie să faceți legătura și cu proiectul de lege care este acum în Parlament, prin care angajații ANAF primesc 15 bonus din amenziile pe care le dau. Punct.
vine ANAF-ul în control și oricare ar fi situația firmei nu pleacă afara sa de o amendă. Dar nu orice amendă. În acest moment fiecare inspector ANAF este motivat să dea cât mai multe amenzi și cât mai mari, atât de tinta suplimentară pe care o are cât și de bonusul pe care îl primește ca procent din aceste amenzi. Sper că ați înțeles. Liviu Dragnea s-a făcut o armată fidela, exact în stilul clasic al dictatorilor, cu care va distruge tot ce înseamnă sector privat, persoana fizică sau juridică. Existența timpelor suplimentare a fost negată atât de ANAF cât și de Liviu Dragnea în 2017. Acum ce au de spus? De ce pune ANAF obiective suplimentare pentru fiecare inspector? Pentru că s-a ordonat Dragnea să facă rost de banii de care este nevoie urgentă pentru a acoperi gaura imensă de la buget. Acum aveți și explicația pentru vizita lui Ionut Misa de urgentă la Liviu Dragnea ieri în Parlament. Au stabilit sumele suplimentare pentru vânătoarea de venituri a ANAF în 2018. Va da o veste foarte proastă. Sumele suplimentare de colectat în 2018, după primele 3 luni de execuție bugetară, sunt mult mai mari ca cele de anul trecut, a scris, miercuri, Florin Cîcu.